Da, meciul, o partidă bună în deschiderea sezonului din Premier League, probabil și un meci spectaculos. Norwich știe că nu prea are ce pierde în această deplasare. Meciul. Da, îl va pierde oricum. Dacă îl va pierde cu 1-0 sau cu 4-1, cam același lucru se întâmplă. Iar Liverpool, am văzut-o și în Supercupa cu Manchester City, absolut nimic schimbat la această formație. Parcă fără chef, așa, în Supercupă, ușor nepregătită, dar eu cred că Liverpool poate câștiga la pas meciul din prima etapă. Acum îl simt și pe Klopp că e un tip care motivează foarte bine echipa, care o, să spunem așa, capacitează foarte bine, știe să pregătească un sezon. Hai să citesc câteva dintre mesaje. Gică Tudor ne scrie, Sabine, ce am și eu, o pisică, o cheamă Liniuța. Probabil Tomiță, o să-i dai și ad pe Facebook, să discute între ele pisicile. Academica Clinceni Chindia Târgoviște 0-2 goluri în meci, ne scrie Doru Moise. Să mai vedem câteva mesaje. Pentru noapte, cine dorește să încerce New York City cu Houston? Prima repriză 2, cred că ăsta este pariul, ne scrie unul dintre telespectatori. Liverpool-Norwich 3+, Poliaș-Dinamo 1. Interesant acest pariu Poliaș-Dinamo 1, o să vorbim și noi. Monaco-Lyon, ambele marchează, sau 3+. Azi e ziua lui Tomiță, mă bucur, la mulți ani, sănătate, succes, ne scrie cineva. Mulțumim, o să-i transmit lui Tomiță, deși cred că e la televizor la ora asta împreună cu prietenii care l-au vizitat. Farul bate sâmbătă, ne scrie un alt telespectator. Bilete, iată, sunt pe pagina asta de Facebook, trimisă de oamenii care ne urmăresc. Vă invit și pe dumneavoastră acolo. Haideți să mergem mai departe și să ne îndreptăm acum către campionatul Franței și el pregătit de debutul în noul sezon. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Dacă ar fi să judecăm după transferurile care s-au făcut în această vară în campionatul Franței, comparând venirile cu plecările, atunci am putea spune că parcă a mai sărăcit un pic Liga. Asta în condițiile în care ne-a obișnuit cu o formație PSG care a fost flamboiantă din punctul ăsta de vedere, însă de data asta, în această pauză competițională, lucrurile n-au mai stat în același fel. Hai să spun, Sabine, și bineînțeles putem să comentăm Sarabia, cumpărat de PSG. 17 milioane. Chilipir. Chilipir, un jucător fantastic și un jucător scurt, un jucător care cred că îi lipsește PSG-ului, pentru că acolo la mijloc, Rabiot, în sfârșit, jucători fără îndoială, foarte, foarte bun, dar nu au avut niciun om din ăsta care să tragă, să poată pentula, în sfârșit, să chiar aibă chef de joc la o echipă mare. Cred că Sarabia ar putea să fie un mare, mare câștig pentru PSG în acest sezon, alături de plecarea lui Neymar, dacă se confirmă. Diallo, a mai venit un fundaș central la PSG, a mai venit Idrissa Gueye, 27 de milioane Gueye și Diallo 28,8 milioane. În lire sunt aceste prețuri, deci în euro va trebui să transformăm noi. Thiago Mendes, cumpărat pe 19,8 milioane de Olympique Lyon. Lyon l-a mai luat și pe Joachim Andersen, iarăși un fundaș central. Gelson Martinez a aterizat la Monaco, o extremă dreapta, și ia să vedem ce mai avem aici. Ander Herrera a luat gratis de la Manchester United, tot de PSG, ți se pare un transfer bun? Are ce face PSG-ul cu acest Ander Herrera? Herrera este un jucător bun, trebuie resuscitat, cum se spune, pentru că omul, deși e scos din ritm, pe la United prindea rar. Poate îi se potrivește campionatul Franței. Poate, dar nu PSG-ul. Cred că mai degrabă un Lyon.
nici nu cred că va juca la PSG, dar mă rog, vom vedea. Și spuneam că parcă slăbuțe cumpărăturile pe care le-a făcut Franța, dar interesante vânzările, mult mai scumpe, sume mult mai mari încasate. Nicolas Pepe la Arsenal, 72 de milioane de lire, iarăși așa, în Ndombele la Tottenham Spurs, poate după părerea mea cea mai bună mutare, cel mai bun jucător din Liga 1 merge la Spurs, nu știu dacă e neapărat bine pentru jucător, pentru că e destul de limitată această formație. Nabil Fekir pleacă și el de la Lyon, merge la Real Betis. Giovanni Lo Celso merge la Real Betis. Ferland Mendy la Real Madrid. Yuri Tillemans la Leicester. Rabiot la Juventus. Gratis, atenție! Cam astea sunt mutările. Foarte rapid, Sabine, să trecem în revistă prima etapă. Da, prima rundă din Franța începe cu Monaco Olympique Lyon. Ambele marchează pariul nostru, cota 1.70. Și Tillemans ar mai putea fi pe lista acestor transferuri efectuate în vară de echipele franceze. Ieri a plecat la Leicester pe 45 de milioane, dar pe aceeași bani a fost luat Gerson Martins, tot jucător de centrul terenului. Monaco are nevoie de vârf în acest moment, asta e părerea mea. Falcao nu mai dă randamentul de acum câțiva ani. Jovetic, accidentat de peste un an, de un an. Cred că acolo este compartimentul în care Monaco ar trebui să se întâlnească. Lyon l-a pierdut și pe Fekir, un om, un jucător de bază. Și bine, Mendy, Ndombele, nu mai vorbim. Eu cred că Lyon are nevoie de o perioadă pentru a se pune la punct. Comoditatea în primul rând, au achiziții bune, dar să vedem cum vor funcționa astea încă din prima etapă. Ambele marchează cota 1.70, Marseille cu Reims, 1.5 goluri, cota 1.55, era viraj boaș la Marseille. Să vedem ce va reuși portughezul la Tivola OM-ului, cu un lot aproape identic cu cel din sezonul anterior. Aici e mica problemă. Au mai fost aduși jucători în sfârșit întăriți, da. Dar nimic special. În amicale rezultate decente. Atenție și la Reims, formate de top 10 în sezonul anterior. Angers Bordeaux peste 1.5 goluri, cota 1.48. Distrusă rău Bordeaux în amicale. A venit Koscielny la Girondin, să vedem dacă în jurul său se va construi o echipare. 33 de ani, experiență suficientă și o valoare ridicată pentru Liga. Montpellier, Rennes peste 1.5 goluri, cota 1.42. Lille, Nantes, 1.03 goluri. Pepe, Leao, Thiago Mendes, Gavi, Yusuf Kone au plecat de la Lille pe 150 de milioane de euro. A fost transferat aproape o echipă. Timothy Weah, băiatul lui George Weah, a fost adus pe 10 milioane la PSG. În sfârșit, Poptolache. Lille, sigur, nu prea e omogen în acest moment. PSG, Nim, 36 goluri din meci, cota 1.47. PSG de obicei începe tare campionatul intern, pentru că pe măsură ce ne apropiem de Liga Campionilor se focusează mai mult pe acea competiție. Mergem mai departe, pentru că am vorbit de Liga, să stâlcim așa un pic cuvintele, literele, și să pronunțăm Liga 1. Ne spunea cineva mai devreme într-un mesaj, Academica Clinceni, Chindia, Târgoviște, 0-2 goluri, sunt de acord. Hai să vedem și cotele partidei. 2.70 la victorie pentru formația gazdă, 2.80 pentru Chindia, Târgoviște. Ce ponturi încercă mai Sabin? Poate se marchează cota 1.40 și peste 2.5 cartonașe încasate de Chindia la o cotă de 1.63. Clincenii are cea mai proastă defensivă după 4 etape, 13 goluri încasate, enorm. Te cunosc bine din Liga a doua, dar Clinceni nu are amintiri plăcute cu Chindia. Înfrângeri pe linie în ultimele 7 partide, chiar în ultimele 8, dacă punem în calcul și amicalul jucat acum vreo o lună și jumătate. Da, și cealaltă partidă de mâine, Poliaș-Dinamo, vedem cotele pe ecran. 2.60 ar fi varianta pe care ne-o propunea mai devreme unul dintre telespectatori, adică victorie Poliaș. Sunt și eu de acord. Mi se pare că merită încercat atâta vreme cât această cotă e extrem de atractivă.
Da, și ținând cont și de felul în care se prezintă Dinamo, 1x spunem noi, sau în sfârșit încercăm noi varianta mai acoperită la o cotă de 1,42 și gazdele cel puțin 5 conere o cotă de 1,49, chiar mai mare din ce am văzut. Din punct de vedere al moralului, Dinamo nu prea și-a revenit după meciul cu Clinceniul, 4-2, dar știm cum a decurs partida, 2-0, 2-2, a venit Popa și a marcat pe final de meci, probleme la această echipă. Să vedem dacă Nistor va reveni. Am înțeles că este în locul deplasat la Iași, dar din punct de vedere al pregătirii... Mult mai bună Iașul. Dacă vorbim da. Ca niște, precum niște copii de, eu știu, 10-12 ani, care mai bun, Superman sau Batman? Iașul e mai bună, da. După părerea mea. Da, și așteptăm, așteptăm să vedem unde poate urca deja pe Iași, mai ales dacă vin și oarece investiții la această echipă. Până la urmă, nu trebuie nici să ne imaginăm acum că Teja e vreun magician nedreptățit de FCSB, care, eu știu, din cauza lui Gigi Becali n-a avut succes în carieră, pentru că cariera lui Teja nu se rezumă doar la această prezență pe banca FCSB-ului sau la Iași, dar, într-adevăr, echipa e fluidă și pare ambițioasă asta. Cred că e un lucru mult mai important decât orice aspect. Iașiul e o echipă ambițioasă, care... Cred eu că va merge peste adversar și adversarul cu atâtea ezitări va ceda destul de repede. Aș încerca și unul pauză, unul final. Da, ar fi o variantă de pus pe supercote. Bun. Hai să vedem, Sabine, nu mai știu dacă am dat ponturile aici. Da, 1x și Iașul cel puțin 5 conene. Corect. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem acum supercotele pariuri 1x2. Ce ai ales, Sabin, pentru mâine? Avem un pont de Liga a doua franceză, Sochaux, Auxerre, ambele marchează cel puțin 3 goluri marcate, cota 2,75. Ingolstadt cu Nuremberg, X final în Cupa Germaniei, cota 3,40. Și Liverpool-Norwich, scor corect multiplu 2-1, 3-1, 4-1. Că tot spunea un telespectator că Norwich marchează, uite, avem un pariu de încercat la o cotă de 4,15. Eu aș pune tot aici la supercote și varianta mea de mai devreme, 1 pauză în final la Iași cu Dinamo. Mergem mai departe și vedem biletul zilei. Am văzut un mesaj pe pagina Facebook, cineva ne întreba dacă la biletul zilei avem o strategie precum Martingale sau Fibonacci, nici vorbă de așa ceva. Strategia noastră este pe site, pe pariuri1x2.ro, vă invit să intrați acolo și să vedeți despre ce este vorba cu această cotă de 2 pe care noi o alegem de la Sportingbet. Avem meciurile pe ecran însumate, cotele din partea dreaptă ne dau fix 2 oaspeții marchează la Chindia Târgoviște în fața Clinceniului, Liverpool, Norwich, gazdele marchează și Anderlecht, Mehelen peste 1,5 goluri. Mai multe... La Liverpool este gazdele marchează peste 1,5 goluri, cota 1,20, clar că la gazdele marchează Liverpool cu Norwich ai cota 1,01. O mică greșeală acolo, dar cu Liverpool cu 2 goluri ale lui Liverpool la cota 1,20 avem acest bilet în cota 2. Da, și cred că Liverpool va câștiga lejer această partidă, așadar e loc pentru handicapuri. Hai să vedem restul ofertei pentru ziua de mâine. Multe lucruri interesante, prieteni, descoperim în oferta pentru mâine, pentru weekend, de fapt, mâine începe weekendul, dar și pe site, pe pariuri1x2, sunt avancronici, analize, ponturi, trebuie să intrați neapărat și acolo. Da, e un pachet interesant de meciuri din Cupa Germaniei, primul tur. Noi am selectat 8 partide pentru emisiune, dar sunt meciuri analizate și pe site. Le vom vedea la treabă pe Gladbach, Dortmund, Kaiserslautern, Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Leipzig, toate echipele mari joacă. Aveți acest pachet de puncturi prezentat acum. Aveți Mechelen, gol în ambele reprize, meci din Belgia la o cotă de 1,52. Două puncturi din Erste, ambele marchează în top post, Jongaia și Dordrecht Breda. Puncturi din Danemarca. Uite, ajungem chiar și în China. Atenție, meciurile din China se joacă undeva pe la prânz. Cei care doresc să-și facă un biletel cu partide de după amiază, poate ceva tenis, pot apela și la aceste puncturi. Apropo de tenis,
6-2 pentru Halep în primul tur al meciului cu Kuznetsova de la Toronto. Partida se dispută acum. Cine vrea să vadă tenis de calitate după emisiune are la ce să se uite. Da, pe site, pe pariuri112.ro, prieteni, vă așteaptă multe lucruri interesante. Sunt bilete, biletul sezonului. Intrați acum să vedeți un bilet în cot 1448. Ne oprim aici, o noapte liniștită. Baftă la pariuri!